Salută lume și bine v-am regăsit la un nou easter egg. De fapt, nu este un easter egg, este un site, nu știu cum să-l numesc, side quest sau easter egg, chiar nu știu să, sincer să fiu cum să-l numesc treaba asta. Este vorba de Leonora Johnston. Leonora Johnston a fost o femeie care a fost omorâtă în 1975, deci mutilată, deci corpul său a fost mutilat în Vinewood. Leonora Johnson a fost descoperită de către Side of the. A fost găsită, cred că, în părțile Landau Ec Dam, se numește Tip of the LSAPD. His killer was never found. Ce spune aici că părțile a fost, cred că a fost găsite în mai multe părți, în mai multe locuri. Și ucigașul n-a fost niciodată găsit, așa ne spune acest om. Who's killed Leonora? Cine a omorât-o pe Leonora Johnston? Sincer, sunt multe speculații care spun că Leonora Johnston ar fi fost mama lui CJ din GTA San Andreas, mama lui Carl Johnston. Sincer, chiar nu știu ce să cred, deși nu cred că are vreo legătură cu Carl. Ce trebuie să facem noi aici este să găsim scrap, niște documente care se numesc scrap file, mi se pare. Eu le-am colecționat, acum rămâne de voi să le descoperiți, le căutați pe Google cum le-am făcut și eu. Pentru că sunt vreo 50 și sunt în locații total diferite, sunt locații în care, de exemplu, unii nu te gândi, nici măcar nu vă gândiți unde sunt. Așa, opțiunea asta este valabilă doar pentru Franklin, deci nu puteți face nici cu Trevor, nici cu și nici cu Trevor, doar Franklin poate să facă. Deci mi se pare ciudat că poți face doar cu Franklin. E o chestie ciudată care totuși eu nu înțeleg. Hai să dăm să ne spawnăm o mașină. Să dau sunul ăsta un pic mai încet, pentru că cred că se aude de la mine foarte tare. Așa, chiar am vrut să fac ăsta easter egg-ul ăsta de foarte mult timp, dar am zis că hai să nu facă de să colecționez aceste pagini. De ce avem de mers? Sau ne putem pur și simplu să ne teleportăm undeva, să zicem, mai aproape, că e destul de lung drumul, pot să zic, e foarte, foarte lung. Hai să ne teleportăm mai pe aici. Să vă și vouă drumul. Așa, teleport to waypoint. Deci, asta este un easter egg. Dacă știți în legătură cine a fost Leonora Johnson și de ce doar Franklin poate să o moare, eu cred că a fost mama lui Carl Johnson. Cred doar eu, e o simplă bănuială, presupunere. Eu nu știu absolut nimic despre ea. Cred că are o legătură ceva cu CJ, din moment ce doar Franklin poate să o omoare pe acest om care a omorât-o. Sincer, chiar nu prea pot să găsesc o soluție cum putea în acel timp, în 1975, să facă o asemenea crimă și să nu fie găsit criminalul niciodată. Adică trebuie să, adică nu știu, totuși poate fi să găsească un motiv, încă întotdeauna. De exemplu, eu știu pe cine a avut, s-a certat cu iubitul său și de aici încep bănuielile, știți, dar sincer, chiar nu știu, și dacă știți în legătură cu Leonora Johnson, să-mi spuneți în secția de comentarii mai multe detalii despre această femeie și cine a fost. Și dacă sper ca bunuiala mea să fie corectă în legătură cu acest fact, să zic așa. Stai să dau să pun un pic mai tare. Hey, you Peter Dreyfus? Asta e Peter Dreyfus, I said, are asta. you Peter Dreyfus? Who are you? You want an autograph? No offense, but I'm not reading any screenplay. Huh? I mean, you're from the hood, right? You don't want to pick up the guns, because, like, if you pick up the guns, everybody dies. It's tragedy, pathos, tedium. I'm bored. Unless, you know, you're here to copulate. I'm here to what? People. They want to consume me. They always have. To touch the hem, you know, so to speak. And who's to hold that against them? I don't. But what time is it? I got a few minutes before my colonic, you know, if you want to suck me off.
Ce mă? Motherfucker, do I look like I'm here to suck you off? I don't know what you're here for, chum. You're like some barely credible Deus Ex Machina. Deus Ex Machina e cum se cumva se referă la jocul ăla. E și asta e un fel de istorie, dar nu sunt sigur. Ia. Aha, te sperii? Te sperii? What's her name? Security, this guy's trying to rape me. The one who pants you fucked over after you killed her just because you could. How much you want? How much money you want? Nu vreau să bani. You got enough motherfucking money, homie. I'm famous. Aha. Da, să nu te-am auzit pe azi. The rules, civilian! Așa, așa, cum avem. Și aici putem să... evident să-l putem să lăsăm în viață sau putem să-l omorâm pe acest nimernic, dar eu o să-l omor pentru că... Aha. It's time to die! Preotule. Say hello to Leonora, motherfucker. Opa, opa, opa. Hai, te mă, ne-a și călcat. Bă, dobitocule. Bună, mea că am avut tot pentru acest episod. Sper că v-a plăcut acest, nu știu cum să numesc, un fel de secret mission, să zic așa. Da, e ca un fel de secret mission pentru că, sincer, nu ne spune nicăieri că trebuie să colectăm acele, acele pagini. Sunt vreo 50 de pagini în jurul Los Santosului, cred. Așa că dacă v-a plăcut acest, această misiune, vă rog frumos să-mi dați un like, un comment și un subscribe. În data viitoare cu un alt episod, v-am pupat, să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!